Bun găsit, doamnelor și domnilor, o zi plină de surprize, sunt numai puțin de trei bombe de presă pe care încercăm să le atingem atât cât putem în spațiul alocat emisiunii. Prima bombă de presă se referă la suspendarea pe 6 luni de către CSM a judecătoarei Mariana Moncea. Care sunt consecințele, veți afla imediat. A doua bombă de presă este legată de audieri pe Muțește la DIICOT. De ce pe Muțește? Pentru că atunci când avem de arătat presei și ne batem cu pumnul în piept, atât DNA-ul cât și DIICOT-ul cheamă presa să vadă pe cine mai audiază și ce dosare mai fac. Ei bine, audierii Aldehelvic, Chioveș și Coldea, audiați în mare secret de către DIICOT. Aici este cu dus și întors. Vom vorbi și despre asta. Al treilea lucru, descinderi la DNA la Federația Română de Fotbal. Ei caută documente de pe vremea lui Mircea Sandu, dar mare atenție, de pe vremea când de altfel era directorul Federației Ionuț Lupescu. Totul este o coincidență stranie, căci Ionuț Lupescu acum candidează unde? La șefia FRF. Întrebarea zilei, se bagă și DNA-ul și în fotbal? Să fie bine, să nu fie rău. Nu în cele din urmă vom încerca astăzi să vorbim despre prețurile la alimente, de ce urcă ele și de fapt ce se întâmplă. Dar până atunci însă, prima știre, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis astăzi suspendarea pentru 6 luni din magistratura judecătoarei Mariana Moncea, cea care de 7 ani, precum Sisif la munci, nu reușește să soluționeze dosarul de insolvență depus de cine? De Realitatea TV. Avocatul Gheorghe Piperea se ocupă de caz de foarte mult timp și este în legătură directă cu noi. Bun găsit, domnule avocat! Bună ziua! M-am ocupat de caz. E adevărat, v-ați ocupat. Din 2014, da? Bun. Era necesară această precizare. Domnule avocat, este a doua cea mai gravă sancțiune dată de CSM, cea mai gravă fiind excluderea din magistratură. Dar ce se întâmplă acum odată cu suspendarea doamnei Moncea? Care sunt consecințele? Și mai ales care sunt consecințele pentru scandalul ăsta în care se află Realitatea TV? Consecințele pentru sistemul de justiție în general și pentru procedurile de insolvență sunt dramatice. În procedura de insolvență, în momentul în care un judecător este sancționat în felul acesta, trebuie să se retragă de bunăvoie din toate dosarele. Dacă nu o face, fiecare dintre cei care sunt prezenți în dosar și care într-un fel sau altul se pot plânge de deciziile luate de judecătorul respectiv, îi poate cere ieșirea din dosar printr-o recuzare. Scuzați-i termenii aceștia netehnici, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit. Eliminarea din dosar a unui judecător se poate întâmpla, ca să fie simplu de înțeles, fie pentru că se retrage judecătorul, se numește abținere, fie pentru că cineva îi cere să se retragă, se numește recuzare, iar colegii săi, cei care de altfel au și făcut plângerea la inspecția judiciară, colegii săi urmează să admită cererea de recuzare și să nu mai intre în dosarele respective. Eu, așa cum am spus tot la postul dumneavoastră de televiziune, cred că e o responsabilitate imensă în momentul de față pe capul șefei de secție a 7-a falimente de la Tribunalul București. Ar trebui ca, pentru a nu mai tulbura și mai tare apele în dosarele acestea, să nu permită în noile dosare numirea acestui judecător în calitate de judecător sindic. Așa, în Realitatea TV trebuie să știți că sunt numai puțin de 400 de persoane care pot să ceară oricând recuzarea și, de altfel, și revizuirea tuturor dosarelor pe care le-a soluționat definitiv acest judecător sindic. 400 de persoane care, unele dintre ele, au fost nevoite să treacă printr-o situație extrem de gravă, cum ar fi, spre exemplu, faptul că au intrat în concediu de maternitate sau, după caz, de paternitate și au descoperit că, deși legea insolvenței spune că odată ce ai intrat în insolvență îți plătești toate datoriile curente imediat ce sunt scadente, au descoperit că, repet, CASS-urile, spre exemplu, nu au fost plătite, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate nu au fost plătite de patron, între ghilimele, pentru că n-a avut chef, pentru că n-a vrut să le plătească, pentru că a prioritizat oricând cu altceva, eventual cu bonusurile pe care și le-a încasat în calitate de președinte al auto-intitulat al postului sau în calitate de angajator patron al vedetelor.
Ce vreau să vă spun este că persoanele respective au intrat în concediu de maternitate și pentru că patronul nu a plătit CSS-ul, știți că până în 2015 acest lucru era chiar infracțiune, n-au putut să-și încaseze indemnizația de mamă, respectiv de tată, care este în îngrijirea copilului, iar acest lucru este extrem de grav. Oamenii aceștia cu siguranță își vor aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat și s-a întâmplat doar pentru că a fost acest judecător sindic acolo și a protejat acest gen de fraudă la legea insolvenței timp de 7 ani. Domnule Piper, hai să lămurim un pic că decizia aceasta a CSM-ului, a secției de judecători, este atacabilă. Doamna Muncea cu siguranță va ataca această decizie, urmează calea de atac și apoi o decizie definitivă, da? Bun. Da. Dacă decizia definitivă rămâne cu suspendarea aceasta, toate dosarele ei sunt luate de la capăt sau cum se întâmplă? Dacă cineva cere, da, prin intermediul procedurii de revizuire, e un caz de revizuire specific în codul de procedură civilă pentru sancționarea disciplinară a judecătorului, deci dacă cineva cere, da, toate procesele acestea pot să fie luate de la capăt. Bun, vreau să vă întreb ceva. ANAF-ul, de exemplu, a făcut sesizare către CSM încă din 2015 vis-a-vis de activitatea judecătoarei Muncea. După părerea dumneavoastră, de ce credeți că a fost nevoie de 3 ani ca să judece până la urmă un caz? 4 ani deja, da. Primul care a făcut astfel de cereri am fost eu, subsemnatul, în numele unor creditori. Am făcut 3 astfel de cereri, toate s-au clasat. Una dintre ele a și fost trimisă direct la PEC fără să mai fie luată în discuție. A fost vorba de un caz exact la fel ca și cazul procurorului Degulescu, mai numit și Portocal. Pentru că știți foarte bine, înainte de a fi exclus din magistratură cu surle și trâmbițe, domnul Negulescu a mai avut și el vreo 30 de plângeri de acest gen la inspecția judiciară și chiar și în această situație, CSM l-a ținut, cum să-i spun, acolo unde trebuia, la unitatea de elită, în ciuda oricăror evidențe. Dar mai mult decât atât, domnul Negulescu a cerut și a și obținut, de fapt, nu domnul Negulescu, am senzația că e vorba chiar de șeful DNA, a cerut și a obținut în cazul respectiv o hotărâre de apărare a reputației domnului Negulescu și cu toate astea după aceea a fost exclus, repet, cu surle și cu trâmbițe. E exact la fel s-a întâmplat și în această situație. Ce sugerez eu fiscului, care a fost foarte mămăligă în acest dosar? Foarte mămăligă. Foarte demămăligă. Acum are la dispoziție această decizie de suspendare, care chiar dacă nu este executorie, totuși îi dă posibilitatea oricând să facă cereri de recuzare a acestui judecător, dacă cumva va mai avea trupeul să apară în dosar și va avea cu siguranță. Și mai mult decât atât, acum este momentul, 1, să ceară plata celor aproape 100 de milioane de lei care s-au adăugat după intrarea în insolvență, atenție, nu mă refer la cei 25 de milioane de euro de dinainte de insolvență, da? Și dacă nu se face această plată, să se facă cerere de trecere la faliment. Ăsta este fiscul român, cel care este primul interesat să se ajungă la o astfel de situație. Da, fiscul spune și el, domnule Piperea, că domnule a făcut în 2015 sesizare către CSM, nu s-a mai întâmplat absolut nimic de atunci, sunt 3 ani, pentru suntem în 2018 și în continuare taxe, impozite, ioc către stat. Pentru că era vorba de acest scut de protecție, dacă era cineva care să rupă acest scut de protecție, acela era statul român prin ANAF. De asta spun că ANAF-ul s-a comportat ca o mămăligă. E momentul acum să treacă peste teama, sperietura de sistemul de câmpul tactic și să pună mâna la treabă. Și să ceară ce trebuie să se întâmple. Bun, da. Ce vreți să ne spuneți, dumneavoastră, că cei de la trustul acesta de presă sunt în câmpul tactic? Ei, acum vreți să spuneți că sunteți surprins. Să fim serioși. Adică e un secret al lui Polichinela și dumneavoastră vă prefaceți că nu știți secretul ăsta. Hai să fim serioși. Aha. Evident că da. Pe 4 aprilie este un nou termen în dosarul insolvenței Realitatea TV. În contextul ăsta, ce se poate întâmpla? Păi v-am spus, ANAF. Dacă ANAF vrea să-și recupereze banii, dacă ANAF vrea să salveze un contribuabil, acest lucru se poate întâmpla prin accelerarea trecerii la faliment, pentru că trecerea la faliment a unei televiziuni
nu înseamnă dispariția televiziunii, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Ia activele acestea în stare de funcționare și le pui în mâinile cuiva care chiar vrea să facă televiziune, nu când tactic. Am înțeles, dar nu mi-e clar. Deci decizia la CSM este atacabilă, doamna Muncea cu siguranță va ataca această decizie pe 4 aprilie, deci peste câteva săptămâni și nu va fi termen până atunci. Tot doamna va fi în prezidiu acolo ca judecător? Atunci trebuie să fie recuzată, da, asta spun eu, ca să ne audă domnii de la FISC. Și de asemenea trebuie făcute multe alte cereri, inclusiv încă o cerere de excludere din magistratură, o cerere către inspecția judiciară, dacă va refuza să se abțină. Pentru că acum va fi o situație de recidivă, dacă vreți. Da. Mulțumesc, domnule Pipera, da. Să aveți o zi bună cu mine în studio, președintele Aprilu Dorin Cojocaru, bun găsit, Adrian Rădulescu, de asemenea cu noi, bun găsit, domnule Rădulescu. Vorbim de judecătoarea Mariana Muncea, cea care de 7 ani e judecă dosarul insolvenței Realitatea TV, dosar care a trecut de orice formă legală. Doamna Muncea a fost, iată, exclusă 6 luni din oprită de la mai judeca. Este o decizie care poate fi atacată, dar care dă peste cap ceea ce se întâmplă. Vă reamintesc că în dosarul insolvenței Realitatea TV, chiar ANAF-ul, instituția statului, a făcut în 2015 sesizare către Consiliul Superior al Magistraturii. Dom'le, e o problemă cu doamna Muncea, vedeți care-i treaba, ce se întâmplă acolo. Nu s-a luat nicio măsură în toți acești ani. În continuare, taxe, impozite datorate statului nu au fost plătite, ca să nu vorbim de impozitele pentru angajați. Domnul Pipera a spus, sunt zeci de angajați care au plecat în concedii maternale și așa mai departe, s-au trezit fără bani. Și bine mersi, abia acum că a explodat în presă toată această poveste, doamna Muncea este suspendată și s-ar putea ca, iată, zice Piperea, procedura de insolvență să treacă direct la faliment în cazul în care va fi recuzată și așa mai departe. Dar vreau să știu și eu, există judecători, după părerea dumneavoastră, în România care acționează pe culoarele sistemului? Că eu sunt naiv, așa, mi-a zis domnul Piperea și eu cred foarte prost, așa. Nu aș putea să discut până la nivelul ăsta, dar totuși doamna judecător a sacrificat viețile unor angajați, a unui, că este a televiziune sau nu, a unui agent economic. Și totuși nu s-au gândit la acele familii, poate au avut un concediu medical, un concediu postnatal sau prenatal. Acei oameni trebuiau să li se respecte drepturile și aici este problema, pentru că sacrificăm niște cetățeni simpli de, nu știu, trebuia să găsească alte soluții să țină o televiziune, nu neapărat trebuia să sacrifice acei angajați. În rest, nu pot să comentez că nu cunosc detalii. Domnul Rădulescu, ați mai auzit o insolvență de 7 ani? Din respectul pe care îl port telespectatorilor dumneavoastră și postului la care sunt astăzi prezent și vă mulțumesc pentru invitație, vă jur că n-am nici cele mai elementare cunoștințe în domeniu și am o pronunțat de pur și simplu de dragul de a spune ceva. Dar sunteți om de afaceri. Da, vă rog. Poți să fii conform legii în insolvență 7 ani fără să plătești niciun leu la stat, deși te obligă insolvența? Știu că sunt o serie de proceduri, trebuie să demonstrezi fel de lucruri. Nu știu, mai de ce să spun că știu. Domn. Păi cuvântul meu. Dacă vrei principial, cred că nu e ok ce se întâmplă, dar nu știu, mă pui să comentez ceva fără să comentez. La ce ASE-ul trebuia plătit? La angajați? Ne gândim la angajați, la ce oameni? Păi trebuia să-l plătească cei care au lucrat în televiziune, cei care au televiziune. Și? Nu au plătit nimic. Aia nu mai e treaba fiscului, e treaba ăstor. Asta a spus Piperea, bine, mergem la următoarea bombă, să vă placă asta. Să nu mă pune să comentez ceva ce nu știu.